La Biblioteca Municipală Ion Barbu, propunerea de carte este un roman al unui autor care este considerat unul dintre cei mai controversați scriitori ai epocii sale. Este vorba despre D.H. Lawrence și romanul său, Fii și îndrăgostiți, despre care se crede că a dorit să fie un element al regenerării și a exploatat din plin această temă. Cartea are o puternică tentă autobiografică, viața lui Paul Morel, un fiu de miner dominat de mama sa, o femeie educată și foarte credincioasă. Cartea săptămânii la Biblioteca Municipală Câmpurung și recomandarea de lectură în această perioadă este Fii și îndrăgostiți al autorului D.H. Lawrence, acesta fiind cel de-al treilea roman publicat de scriitorul englez, este o carte autobiografică, una dintre cele mai reușite ale autorului. În carte este prezentată povestea artistului Paul Morel, tânăr pictor, el fiind cel de-al doilea băiat al familiei Morel. În această carte este prezentată cititorului caracterizarea lui prin acțiunile și faptele sale, prin monologurile interioare sau a relațiilor cu celelalte personaje. Aflăm despre intensa sa relație cu mama sa, care îl vrea doar pentru ea, și din altă perspectivă totul nu se rezumă doar la familie. Romanul prezintă relația apropiată dintre mamă și fiii săi, a lui Paul Morel și a fratelui său. Mama din carte, doamna